Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Mai avem niște proiecte diverse de făcut. Avem aici materiale pentru tabloul ăsta mic. Este un 4, da, stai într-un loc, un 4x18, era să zic 4x48. Un 4x18 de la Eti. Asta ar fi primul de făcut. Bineînțeles, fiecare tablou cu filmulețul lui. Din păcate, va fi cu ceva componente trifazate, că mi-au cerut mai mulți abonați. Fă un filmuleț cu un tablou trifazat, dar va fi montat monofazat deocamdată, că așteptăm NL-ul. Încerc să-l dăm pe ăsta de aici. 2 secunde să-l mut și revin. Deci de el ne ocupăm astăzi, dar înainte să prezentăm un fel de teaser, așa, ce urmează pe canal ca și tablouri. Unele din ele vor fi chiar pentru giveaway, dar giveaway-ul va fi de data asta pentru doar pentru membrii. Pentru că n-am apucat să le dăm nimic, nici la cărți, când s-au extras atunci au fost inginerie electrică amândouă volumele, n-am reușit să extrag pe niciunul, că nu știe YouTube-ul să selecteze, sau softurile care aleg comentarii, nu știu să aleagă doar membrii și trebuie să le dăm și lor ceva, că ei ne susțin și ei ne ajută la, cum îi spune, la toate cazurile sociale, materiale pentru școală. Hai să vedem ce proiecte avem. În afară de ăsta care îl facem astăzi, indiferent cât de lung este filmulețul. Avem aici un Eti 800x800. Aici vor veni, încă n-au ajuns toate componentele, așteptăm de la Vago niște cleme. Niște clebe micuțe de 95 mm pătrați. Avem aici un usol de 200 de amperi, pe care vom monta și un releu diferențial. Ăsta este releul. Deja de la o anumită putere în sus, să zicem așa, curent de fapt, nu putere. Diferențialul arată un pic altfel. Nu mai e în aceeași carcasă, cu bobina în aceeași carcasă, ci separată și comandă usolul. Asta este comanda, releul diferențial. Și bobina, care știți din diferențialul clasic, e de la dimensiunea asta până la jumătate de metru. Dacă aș reuși să și desfac, ar fi. Asta se montează așa, are prinderi acolo, are partea de comandă aici sus și plecăm în ăsta, care poate fi reglat, mi se pare, până la maxim 300 de miliamperi. Trebuie să mă uit exact, că nu mai știu ce am. 300 avem noi maxim nevoie. O să vedem la filmulețul respectiv când facem tablou. V-am zis, lipsesc ceva componente deocamdată. Și bineînțeles, prin bobina asta trec conductorii, ca să poată să facă diferența. Că da, e diferențial. Da. Hai să vedem următorul. Ăsta îl lăsăm în standby deocamdată. Aici ne-au venit materiale pentru un tablou Hager echipat cu ABB. Conductorii
mi se pare că 20 de metri din fiecare, negru și albastru, 10 mm. Să dăm în partea asta. Aici avem de la Vago niște cleme, 1 la 3 sau 1 la 4, 1 la 3. Adică mai exact venim din MCB cu un 1,5 aici și alimentăm 3 circuite de lumină, pentru că au fost trase, nu știu în ce scop, luminile individuale. Și nu avem loc în tablou, o să vedeți imediat de ce nu avem loc. Avem distribuitoare, porfuzibil, clemă, șir. Le știți că le-ați mai văzut în filmulețe la mine. O să le punem fuzibile radio de 5. Din păcate le-am găsit mai mici. Se pot pune de la 1 la 6 amperi. Asta e o cutie de la domnul contactor, de la ABB. Toate achiziționate de la Germanica. Că, după cum știți, la Romanica e dublu standard. Par mai ieftine, dar doar par. Da? Avem aici FCCB-uri, finderul, nelipsitul, releu, trifazat. Ce avem aici? MCB-uri, curbă B. MCB-uri, curbă B. Nu vă speriați că nu intrați în tablou ăsta, mai e un tablou Hager VA48CN depus sus, ăsta de aici care o să vi-l arăt e cel de jos și are toate MCB-urile. Aici avem busbaruri. N-am găsit conductor roșu sau verde galben și am luat busbaruri. Îmi cer scuze. Da, hai să mutăm astea, să vedem și ce e în tablou. Am eliberat tablou. Aici vine tabloul, e cam așa de lung. Aici o să vină filmarea cu trifazatul și cred că o să facem și celălalt de 48 care vine la etaj. O să-l filmăm și pe ăla. Avem separatorul sus acolo, unde o să vină finderul, releul, bla 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 și contactorul. Ne lipseau de aici RCCB-uri. Avem încă două rânduri. Ăsta cred că o să-l punem pe unul din RCCB-uri. O să punem doar trei aici. O să văd câte sunt. Dacă sunt 7, vin două. Aici o să vină clemele șir, descărcătorul. Avem jos pe perete în locație. Cum îi spune, echipotențializarea. Și veni cu tot cu platbandă, deci avem distanță scurtă până în, ca să alimentăm pe unul ăsta. Ăsta e modelul de tablou, care sunteți curioși. Ce nu ne-au venit până acum, de nu l-am făcut. Sper că nu l-am înșurubat. Nu pare a fi înșurubat. Nu ne-au venit bara de la Hager, mai trebuie două. Aici o să trească să vină două, că sunt multe diferențiale. Hai să încerc să-l desfac. Deci, după cum spuneam, asta o să mai avem nevoie de încă două. Una o să vină aici, aici se pot monta două spate în spate și mai vine una acolo. Deci, ori una acolo și una aici, ori le punem pe amândouă, depinde cum ne vine pe teren mai bine. Aici e separator de la ABB. Nu vă zic cine îl face, separatorul ăsta, ca să nu ziceți că fac reclamă. Așa, și cred că o să filmăm și de la loca. Deci deja am făcut 9 minute și nu m-am apucat de tabloul ăla. Acum asta e, dați pe X2 sau Next Video sau Next Channel.
Cam asta e la tablou asta. Asta e, mă țin lipsă caienuri. Și aici avem componente pentru un tabloaj mic. Asta cred că e un contor, da? De la Noarc. Tabloul tot Noarc, 2x18. Cu tot ce trebuie, o să vedeți releu, monitorizare fază, contactor, diferențial. E pentru un apartament mic. Am ales să-l băgăm în 2x18 pentru că cine vrea să-l monteze să poată să-și adauge circuite dacă vrea. Cred că o să lăsăm și busbarul întreg. Busbarul e venit în tubul ăsta și e la 1 metru, adică 54 de module. Parcă. Dar teoretic așa trebuie să fie. Hai să vedem și practic cât are. Ia să vedem. 10 mm pătrați, 56 de module. Da, bună. Bună treabă. Da. Să ne apucăm de treabă, zic că pierdem timpul. Să-i dăm capacul jos. Numai facă ăsta. Și să ne apucăm de treabă, zic. Nu vă uitați că e murdar pe aici, e praful din depozit. Ăsta îl ștergem la sfârșit. Înainte de neapucat de tablou, hai să vă arăt o chestie. Deci la cablurile astea te chinui să le dezizolezi, de te găsesc toate cele. Am găsit o soluție, cleștelul ăsta de la Vago, pentru așa ceva. Nu taie, nu face nimic, dar asta știe să fac toată lumea care a montat lămpi, lustre, chestii. Uitați-vă cât de curat taie și cât de bine rămâne. Fără să rănească. Pardon, merge și la 3x1.5. În general, cablurile de comandă pe industrie. Ia uite. Frumuseți. Nu e multifuncțional, nu e nimic, dar știe să fac. Uite, mai avem un cablu cu 3x075, ăsta e pentru lămpi, e folosit de Philips sau Signify. Ăsta nu prea iese de obicei, nu iese. Că nu vrea mușchiulețul lui. Și avem pe 0 fază cu 3 și mai avem tot de la cablu folosit de Signify cu 5 pe sistemul DALI. La fel, n-are nicio problemă cleștele. Dezizolează tot. El are o problemă, cablu. Și ăsta e la fel, roșu, alb, maro, albastru, verde, galben, toate culorile. Deci, super tare jucăria asta, face toți banii. Da, să ne apucăm de treabă. Dau un pic pauză, îl desfac și nu mai vreau să știu câte minute am făcut până aici. Am început cu primul separator. Este 3P plus N, dar de ce nu are o bucșă aici? Nu știu de bine să vede de acolo. Da, deci nu e o fuzibilă în el. Vom folosi una din cele 3 faze, pentru că v-am spus e monofaze.
Iar suntem la diferențiale. Cât de multă electrică ai cunoaște, deschide fișa tehnică întotdeauna. Bagă la English. Undeva trebuie să-ți specifice pe unde se conectează. Dacă și găsim, ar fi foarte frumos. La max value pack, așa. Înainte trebuie să avem un maxim 63 GG. Așa. The neutral conductor shall be behind breaker insulation. La. Undeva scrie sigur, sigur. Uite la aici. Era mai simplu. Load line, line load. Deci poate fi și pe sus și pe jos. Mulți întrebau de ce fuzibile. În primul rând, capacitatea de rupere între 50 de kA și 100 kA. Kiloamperi în funcție de ce fuzibile folosim. În al doilea rând, dacă consultați fișele tehnice, întotdeauna o să ne ceară că este MCB, că e RCB, că e RCBO, că e ce vreți voi. O să ne ceară o protecție cu fuzibilă înainte. Da? Deci instalațiile în minimum punct se protejează cu fuzibile. De-aia o să și vedeți la Enel unde sunt BMPT-uri cu valori mai mari, o să vedeți niște MPR-uri. Pleacă și de la 16 amperi și 25, se duc și până în 100 și de amperi, dar fuzibile în față. Cea mai bună protecție. Întotdeauna. Fără discuție. Aici, în tablou ăsta, avem 3 rânduri de diferențiale tip A, RCCB, 63 de amperi. Iar o altă discuție, cum i-ai pus, bă, de 63 când generalul e de 25? Ăsta nu are protecție la supracurent și scurt circuit. Da? N-are treabă. Ăsta este un diferențial pur. Iar doar asta sesizează. Ce vine în aval de ele face protecție la scurt circuit și fuzibila din față, dacă există ceva foarte grav, care e aproape, cred că sub jumate din valoarea lui. Deci e curentul la care rezistă, la care poți să-l tragi prin el safe. 63 de amperi. De obicei sunt testate pe la 100. Nu există nimic limită că e și de 63 la 63,1 se arde. Nu. Cum sunt și șurubelnițele, 1000 de volți. Mânerul testat la 10.000. Izolația, da? Întotdeauna se dă mai mult. Așa e normal să se dea. O altă chestie pe care o fac eu, întotdeauna verific să văd dacă e același cod. Să pot încurca. Deci am scos din prima cutie, avem 113 pe la sfârșit. M-am uitat în fișa tehnică, pot într-adevăr să îl alimentez pe sus sau pe jos. Dar pot greși băieții de la depozit. Cutiile toate sunt la fel, da? Deci aproape la fel, eticheta diferă și trebuie să vedem dacă ne arată același lucru. Că s-ar putea să găsiți unul care nu se poate alimenta și pe acolo, și pe acolo. Și atunci avem probleme. Și mai ales dacă îl pui invers. Da? În principiu, la orice firmă, stai să găsesc un busbar. La orice firmă, nu pot să garantez pentru toate, dar poziția scrisului e ABB așa,
înseamnă că se alimentează pe jos. Dacă îl pui așa și ABB scris corect, nu invers, înseamnă că alimentarea e pe sus. Asta că ai luat aceeași gamă. Foarte important. Și cum ziceam de limita asta, 63, atenție maximă la siguranțele ieftine după piață și Made in China. O să vedeți că scrie pe ele testat 230 și 400 de volți. Am mai spus-o, MCB-urile și orice se testează la peak to peak 690 și 800 de volți. Da? De-aia o să vedeți pe unele scrise până la 690 de volți. Până la, spre exemplu, la clemele de la Vago, 690 și 800. Aia 690, calculați tensiunea vârf la vârf a lui 230 și vedeți ce vă iese. Plus minus. Acolo e problema. Da, aranjez și MCB-urile și revin că e filmulețul lung, dar iese de 15 ore.